Salut, dragi columbofili! O să facem astăzi un video cu masculii din Madcapen de 2017, rasa voltat indian. O să vă arăt acum primul mascul. Ia uitați-l. E un mascul de 2015. Ia uitați-l. Este cam târziu, sper să se observe. O să încercăm să ne apropiem așa de fiecare mascul. O să mergem să luăm cel de-al doilea mascul. Avem aici cel de-al doilea mascul, ia uitați-l. Un mascul foarte frumos. Un mascul obținut la noi în volieră. E un pui de 2016, cântărește 710 grame, deci un porumbel de peste 700 de grame. Ia uitați-l, foarte frumos. O să vedem ce femelă o să-i dăm. O să mergem acum să luăm cel de-al treilea mascul. Avem cel de-al treilea mascul, ia uitați-l aici, e un galben recesiv, ia uitați-l, cred că s-a făcut întuneric, nu știu cât de bine o să mai observe acest video, dar o să mergem acum să ne grăbim puțin să luăm cel de-al patrulea mascul. Am luat cel de-al patrulea mascul. Ia uitați-l, un mascul de 2015. Nu știu cât o să se observe acest video, dar promit să facem altul dacă nu se vor observa atât de bine acești masculi. E cam întuneric. O să mergem să luăm cel de-al cincelea mascul. Și cel de-al cincelea mascul, un mascul de 2016. La fel, un mascul foarte mare. 610-20 de grame. La fel, un mascul mare. Avem aici. O să mergem acum să luăm cel de-al șaselea mascul. Deja începe să nu se mai vadă așa de bine. O să vă arătăm acum cel de-al șaselea mascul. Ia uitați-l. Opa. Un mascul tânăr. Și el. Ia uitați. O să mergem să luăm cel de-al șaptelea mascul, oricum. O să încercăm să aprindem becul. Am luat și cel de-al șaptelea mascul. Am aprins becul puțin, nu știu cât o să ne ajute. E cam întuneric aici. Ia uitați. Cel de-al șaptelea mascul. Un mascul de 2016. La fel, un mascul care cântărește peste 600 de grame. Și avem acum cel de-al optelea mascul. Ia uitați-l. Un mascul la fel de frumos. E un mascul de 2015, un alt mund. Cred că o să revin cu un alt video în care să se observe mult mai bine masculii, pentru că s-a făcut târziu. Eu am aprins becul la volieră, dar nu ne ajută. Eu vă promisesem că o să pun acest video, de asta am vrut să mă țin de cuvânt.
Am ajuns de la serviciu mai târziu. Am zis totuși să facem acest video. O să mergem să luăm și cel de-al nouălea mascul din matca pentru 2017. Al nouălea mascul l-am adus acum, e un, tot un almond. Foarte fain. Ia uitați-l. No, o să... Promit să vin, revin cu un video în care să se observe foarte bine. Și o să vă arăt acum și cel de-al 10-lea mascul pentru matca de 2017. Ia uitați-l. Ia uitați-l, avem aici cel de-al 10-lea mascul. Pentru 2017 o să avem 10 perechi. Așa cum v-am promis, acest video cred că o să-l facem din nou, pentru că nu se observă foarte bine masculii.